Salutare, purașilor, vorbim astăzi despre o modificare destul de des întâlnită a arcurilor recurve și anume un mâner texturat sau gravat sau cum vreți voi să-i ziceți și discutăm puțin despre avantaje, dar și dezavantaje. În primul rând vreau să vă arăt cum a ieșit. Fiecare gaură este făcută în așa fel încât să fie cât mai ergonomică. Nu am urmărit un design estetic, ca să zic așa, am urmărit pură funcționalitate și atât. Cam așa arată lucrarea, făcută de un profesionist, deci nu m-am apucat eu să stric la el, făcută de un profesionist, dată cu lac din industria marină, deci cu lac din ăla de bărci peste, și a ieșit ceva foarte, foarte frumos. Principalul avantaj al unui astfel de mâner este îmbunătățirea prizei, în special în condiții așa cum e astăzi, așa cum sunt astăzi, de temperatură ridicată, cred că sunt vreo 39 de grade, dar surprinzător am observat că, sau mă rog, am intuit că e bun și în temperaturi foarte scăzute. Am tras asta iarnă cu un arc, ați văzut filmulețe, prin zăpadă, prin tot felul de condiții meteo și se cam aseamănă. Dacă aici îți transpiră mâna la 39 de grade, când e rece e mai incomod să ții pe o suprafață total plană, total lisă, fără niciun fel de textură. Și atunci faptul că mânerul este texturat te ajută mult la priză. Te ajută mult să prevină acea alunecare, acea senzație că îți fuge mânerul din mână și îți oferă o precizie, o senzație mai apropiată de realitate. Ești mai conectat un pic cu arcul decât la un mâner lis, la un mâner neted. Și te ajută foarte mult chestia asta în situațiile din teren. Bine, și în sală poate fi cald, dar afară când tragi e o diferență notabilă. Da, îmi place cum a ieșit. Bine, n-are cum să nu-mi placă că e făcut fiecare gaură după specificațiile mele. Nu sunt uniforme, așa cum am zis. Acum, avantaje. Ăsta, dezavantaje. Principalul dezavantaj la o astfel de lucrare este că, având o priză mai fermă, poți torsiona arcul. Deci de aici arcul este mai vulnerabil la torsiune. Atunci când vrei să faci din mână, ai o priză mai bună și îl poți torsiona stânga-dreapta mult mai ușor. Deci nu e recomandat celor aflați la început de drum. Nu e o modificare pe care să o folosească cei aflați la început de drum, pentru că ești foarte vulnerabil. Dacă nu cunoști foarte bine arcul, dacă nu ai o disciplină foarte bună a tragerii, ești foarte tentat să torsionezi și asta îți va aduce am dat în lemn. Asta îți va aduce un dezavantaj. Dar dacă de la intermediar în sus chiar merită lucrarea, chiar merită să vă faceți așa ceva sau dacă găsiți de cumpărat gata, nu știu, eu de ani buni urmăresc să cumpăr un arc cu mâner texturat și nu am găsit în comerț, a trebuit să mi-l fac singur, mă rog, să găsesc pe cineva care face, dar dacă aveți ocazia, chiar vă sfătuiesc să folosiți așa ceva. E o senzație unică și te conectează mult mai bine cu arcul și obții rezultate mai bune, dar, repet, pentru cei aflați la început de drum, nu știu cât e de recomandat, pentru că ai tendința de torsiune. Pe scurt, cam despre asta e ideea, cam asta e opera, hai sănătate!